Primul ministru al Ucrainei, Arsenii Iațeniuc, și-a anunțat demisia duminică 10 aprilie după două luni de presiuni din partea partenerilor săi de coaliție de a renunța la conducerea executivului. El a spus că se va dedica unei misiuni mai ample, începând de duminică, fără să dea și alte detalii, potrivit publicației Ucrainskaya Pravda care a publicat mesajul premierului de la Kiev. Am luat decizia de a demisiona. O voi prezenta marți, 12 aprilie, Parlamentului. A anunțat acesta în cadrul emisiunii 10 minute cu primul ministru, reluată de mai multe posturi de televiziune din Ucraina.